deosebită bucurie să slujesc unui Dumnezeu care încă vorbește. De fapt, așa și începe cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în, după masa aceasta, pe când oradele se strângeau cu grămada, El a început să spună. Spre deosebire de alte religii, noi avem un Dumnezeu care vorbește și sunt profund recunoscător că o face. Ceea ce îmi doresc din toată inima este ca noi să fim suficienți de ascultători. Omul lui Dumnezeu zicea, vorbește, Doamne, că jobul tău ascultă. Lucrurile s-au cam inversat de atunci și până acum, de pe vremea lui Samuel. Se pare că acum, zicem altfel, ascultă, Doamne, că robii tăi vorbesc. Este foarte important ca Dumnezeu să ne vorbească. Și o face și o va face atâta vreme cât noi avem urechea sensibilă să-i auzim glasul. Binecuvântat să fie Domnul. 400 și ceva de ani nu a mai vorbit Dumnezeu lui Israel nimic. Probabil unii ori suferi, probabil nici nu ori simțit alții lipsa. Nu știu ce ne-am face noi dacă Dumnezeu nu ne-ar mai vorbi. Dar totuși Dumnezeu ne vorbește în moduri diferite. Cel puțin mie în luna asta mi-a vorbit în niște feluri extraordinare. Eu sunt și mai greu de cap așa și de... Pe mine mă încurcă toate lucrările grele. Adică mie Dumnezeu trebuie să-mi vorbească ca unui copil. De fapt asta și sunt eu. Eu sunt copilul lui, el e tatăl meu și el așa îmi și vorbește. Eram tare năcăjit, eram tare... Avusesem o descoperire aici în urmă cu o lună jumate și sora Sanda îmi spunea tot într-o zi de joi ceva cu privire la tatăl meu. Să nu te năcăjești că, zice, Dumnezeu va lungi firul vieții tatălui tău și nu va trece la Domnul până nu îi va trece numele în cartea vieții. Toate au fost bune și frumoase până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a trebuit să intre în spital, să fie operat pe inimă și... E bine, în momentul ăla m-am îndoit un pic. Am zis, de aici numai Tu, Doamne, îl mai poți învia, dar eu mă îndoiesc. I-am și mărturisit surorii noastre. Dumnezeu a văzut și treaba asta. Sora Cheții mă sună într-o dimineață și zice... Am să spun ceva, ce am visat cu tine în noaptea asta. Ai intrat într-o sală de curs să dai un examen și Dumnezeu mi-a spus că n-ai luat examenul cu notă maximă, ai luat cu 9, dar Domnul nu s-a supărat pe tine. Ei bine, examenul ăsta s-a întâmplat în momentul în care eu am ajuns la Timișoara, la biloul de internări, taică mi-a fiind dus cu elicopterul acolo. Eu am ajuns cu mașina după 2 ore și ceva, 35 de minute o a făcut el pe drum. Și când am ajuns acolo, interesându-mă unde îi, pe ce secție îi, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, doamna de la fișierul de internări s-a uitat acolo în registru și a zis, da, au ajuns Zahringer Petru Emil, infarct miocardic, și-o mai spus ea ceva acolo, termen medical, și a zis, doamnă, eu știu de angină pectorală. Și a zis, domne, uitați aici hârtiile, au făcut infarct. Am zis, doamnă, nu putea să facă infarct numai pe drumul de la Deva la Timișoara pe elicopter, pentru că eu m-am despărțit de el la ora 12 și jumătate din Deva. Am zis, doamnă, eu nu știu amănuntele astea, eu vă spun că au făcut infarct. Ei bine, acolo a fost examenul meu și am luat 9. Eu n-am mai putut să cred că Dumnezeu îi va lungi viața. N-am mai putut să cred. Roiau medici, am ajuns pe secția acolo, să închideau ușile, să erau vreo 10 medici în jurul lui, era tot umflat, era inconștient, făcuse și un edem pulmonar între timp. A fost foarte greu. Ce îi mulțumesc la Dumnezeu e că nu s-a supărat pe mine, că m-am îndoit un pic de cuvântul lui. Îndoiala nu-i tot una cu necredința, să știți. Opusul credinței este necredința. Îndoiala este un pic cercetarea lucrurilor, așa gen Toma. M-am îndoit puțin, Dumnezeu să mă ierte, să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să-L credem pe cuvânt, așa cum vorbește El. Binecuvântat să fie numele Lui.
Ar trebui să facem mai multă liniște să putem auzi pe Dumnezeu. Trăim într-o generație foarte agitată, cu multă gălăgie în jurul nostru, căști în urechi, internet, probleme. Și spunea la un moment dat unul dintre oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește, fă liniște în jurul tău, în primul rând El îți va spune cine este El, în al doilea rând îți va spune cine ești tu și în al treilea rând îți va spune ceva și despre alții. Binecuvântat să fie Domnul! În această seară El vreau să ne vorbească din nou Dumnezeu și până acum sunt convins că ne-a vorbit prin tot ceea ce s-a întâmplat aici. Va trebui să înțelegem, fraților, că suntem foarte responsabili. Biblia spune în ceea ce Domnul vorbea aici că judecata, în primul rând, va începe de la casa lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate imensă pe umerii noștri. Hristos le spunea celor de atunci când s-au adunat o mulțime cu grămada în roadele, le spunea ceva ce Domnul știa și ei nu știau. Cum va fi la judecată? Cum va fi la judecată? Și Domnul a zis, se vor întâmpla niște lucruri la judecată, se vor ridica niște oameni la judecată care vor osândi, vor condamna pe cei din generația lor, neamul acela în care au trăit, datorită unor lucruri pe care neamul acela, generația de oameni, nu le-au făcut. Dumnezeul nostru știe trecutul, Dumnezeul nostru știe prezentul și Dumnezeul nostru știe viitorul. El știe exact ce se va întâmpla la judecată și le-a zugrăvit în față un pic unul din episoadele care vor avea loc la judecată. Nici de cum nu va putea pune Dumnezeu Tatăl un alt judecător decât pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, care a fost om ca și noi, care a suferit, spune Scriptura, ca și noi, care a fost ispitit în toate ca și noi, spre deosebire de noi, în El nu a fost găsit păcat, slăvit să fie El. Așa că vă rog din toată inima, întotdeauna încercați să priviți la El. În noi, la un moment dat, probabil veți găsi prilejuri de potignire. În El niciodată nu o să găsiți, pentru că în El nu s-a găsit păcat niciodată, slăvit să fie Domnul. Scaunul de judecată va fi al lui Hristos, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Hristos va sta pe scaunul de judecată, Hristos Domnul nostru și va judeca lumea. Mai sunt prezentate trei grupuri de oameni în Scriptură care vor osândi la judecată, vor judeca. Unul dintre persoanele acestea, spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, versetul 7, va fi neprihănitul Noe. Și trebuie să citim obligatoriu versetul ăsta ca să înțelegem că Noe va fi unul dintre cei care se va ridica la dreapta judecată și va condamna lumea. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, prin credința asta, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Noe, împărăteasa din Seba și bărbații din Ninive vor osândi niște generații de oameni la sfânta judecată. De ce Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, îi va ridica pe acești oameni care vor arăta cu degetul spre mulți oameni în ziua aceea? Eu am învățat de la bătrânii noștri că vor fi oameni care la dreapta judecată vor osândi pe alții datorită unor lucruri pe care ei le-au trăit în viață, pe datorită unor lucruri pe care ei le-au practicat și se vor ridica și voi osândi pe aceia care vor spune, eu n-am putut să trăiesc așa, eu n-am putut să fac așa, eu n-am putut să fiu așa. E bine, va trebui să ne aplecăm puțin asupra acestor oameni și să ne uităm de ce ei vor osândi lumea. Și Biblia, în primul rând, îl menționează pe Noe, spunând că prin credința lui Noe a osândit lumea. O trăit într-o generație coaptă de păcat, plină de materialism, cu este și acum. Foarte bine, ca o mânușă îmi vine poezia fratelui Petrică în ceea ce urmează să spun. Ați auzit în contextul întreg al poeziei cum lumea este cuprinsă de un materialism extraordinar. Domnul spune la un moment dat, ai doma ca pe vremea lui Noe,
va fi și la venirea Fiului Omului. Adică la fel, ce făceau greșit la ora aia? Păi nu trăiau numai pentru pământ. Numai pentru pământ. Exact ca și câinele nostru din coteț. Ăla n-are decât ziua de azi și pământul acesta. Nici o speranță pentru dincolo. Exact așa trăiau ei în vremea lui Noe. Unul nu-și ridica privirea în sus. Construiau, zideau, se măritau, beau, mâncau și numai astea. Și nimic altceva. Și noi bem, și noi mâncăm, și noi zidim, dar spre deosebire de ei, tot timpul suntem pregătiți că într-o zi toate astea le vom lăsa aici și vom părăsi pământul acesta. Biblia spune că Noe a trăit într-o generație foarte grea. Demonii se materializau și trăiau cu fiicele oamenilor. Vicile, sexualitatea erau la culme. Vreau să vă spun că starea omenirii de astăzi, păcatul omenirii de astăzi, nu a ajuns la culme. Tinde să meargă spre culme. Pentru că în momentul în care a ajuns la culme, Dumnezeu a dezlănțuit potopul pe vremea lui Noe. Nu mai îngăduit nici măcar un minut și nici măcar o secundă. Da, starea de păcat a omenirii este extraordinar de grea și de mare. Imoralitatea a ajuns foarte, foarte sus, dar nu a ajuns la culme. În momentul în care păcatul va ajunge atât de vârtos, Dumnezeu va încheia socotelile cu omenirea asta. Biblia spune că totuși noi în generația lui, asta grea, era lipit tare de Dumnezeu. Și în ziua de judecății, orice om care se va ridica din generația lui și va spune, păi dacă toată lumea era așa, cum să fi fost eu sfânt? Știți ce va zice Dumnezeu? Noe, tu cum ai fost? Tu de ce ai putut? Tu de ce ai trăit altfel? Tu de ce când toată lumea era cu spatele spre Dumnezeu, tu erai cu fața spre Dumnezeu? Ca și Daniel în Babilon. Când tot Babilonul era cu spatele către Dumnezeu, Daniel era cu fața către Dumnezeu. Va trebui să fim oamenii care să ne întoarcem fața spre Dumnezeu în generația în care suntem aici și să afirmăm tot mai tare, există Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Se poate trăi așa? Noe zice, da. Dar era la modă în generația lui Noe să umbli cu Dumnezeu? Nu! Nu! Câți umblau la ora aia cu Dumnezeu? Noe și puțin copiii lui și fetele lui, puțin. Când Noe urca singur dealul, sunt ferm convins că cei mai mulți îl bajucoreau. Dumneavoastră nu mai primiți așa câte o insultă duminica dimineața când plecați la biserică. Eu le primesc de sâmbătă seara. Ce faci, bă, mă întreabă vecinul mâine dimineață? Care e programul de peste zi, duminica? Păi noi suntem creștini și ne ducem duminica dimineața la biserică. Păi băi, o zi pe săptămână ai și tu în care să te odihnești. Și ce faci? Păi eu mă duc la biserică. Păi ce să fac? Să mă odihnesc. Nu știu cu care dintre frați vorbeam săptămâna asta la telefon și spuneam că pentru mine personal biserica este o odihnă din toate punctele de vedere. Oricât aș veni de ostenit la biserică, fizic vorbesc. Nu datorită faptului că dorm pe bancă, mă odihnesc, ci datorită faptului că Dumnezeu revigorează spiritual și fizic ființa noastră, binecuvântat să fie Domnul. De asta bătrânii noștri lăsau sepele în câmp și nu simțeau oboseala și se duceau la biserică, Domne, după ce săpau o zi întreagă la colectiv. Mai treceau și dealul, și înainte și înapoi. Și dimineața o leau din loc. Păi cine întărea pe ei, mă, fraților? Vitaminele, magneziu, B6? Duhul lui Dumnezeu. Când vine Duhul lui Dumnezeu peste noi, ne vitalizează atât în interior cât și în exterior. Se duce oboseala. Din contră, Biblia spune că oboseala se duce și parcă ești plin de suc și verde. Când Duhul lui Dumnezeu este la lucru în biserică. A fost un om sfânt Noe ăsta. Pentru că el a ales în generația lui să fie asta. Toți de aici suntem suma alegerilor noastre. Biblia spune cine este sfânt să se sfințească.
Păi și dacă vrea să se sfințească, vine și marța la adunare, lunea are studiul la el acasă, cu ușa închisă după el, în cămăruță, marța e la biserică, miercurea e la tineret, joia e din nou la biserică, vinerea nu-i biserică, dar el are timpul lui cu Dumnezeu, când el o alege să se sfințească. Și cine alege să se întineze, se va întina. E alegerea fiecăruia. Noi o ales să fie sfânt, să trăiască sfânt, deși era greu, dar nu imposibil. Ce ziceți, generația în care trăim noi este o generație grea? Clar, foarte grea, din ce în ce mai grea. Când te uiți ce vor să facă ăstea, te îngrozești și zici, Doamne, mai este mult până vii tu, nu vii odată. Dacă Norvegia au cerut lege au ieșit oamenii în drum pentru necrofilie, adică să poți trăi cu un cadavru, de la morgă, să te duci să-l iei și să... E groaznic ce se întâmplă. Homosexualitatea este liberă în multe țări. E bine că România, noi tot ne-a durut faptul că suntem cu 100 de ani în urmă. Pe mine nu m-a durut niciodată. Ce bine că suntem ca și națiune cu 100 de ani în urmă. Când a fost anul 2000, ziceau, vine potopul. Și zicea cineva din străinătate, bă, zice, noi trebuie să fugim în România, că voi oricum sunteți în urmă cu 100 de ani. Bine ar fi dacă mai putea rămâne din multe puncte de vedere, măcar cu încă 50 de ani în urmă. Să mă simt și eu bine în țara mea, atât cât Dumnezeu rânduie să trăiesc pe pământul ăsta. Dar cum să-l văd eu pe Gheorghe și pe Vasile ținându-se de mână pe micro 2, pe aici? Și copiii mei să nu mi pot duce prin parcuri. Că Vasilica cu Mariana s-or cununat și când vor da lege, orice biserică trebuie să le facă cununia ci. Bine că suntem cu 100 de ani în urmă. Dumnezeu e bun, mărit să fie numele Lui. Dumnezeu a vrut să umple arca aia a lui Noe cu oameni, nu cu animale, să știți. Dumneavoastră credeți că păi nu putea Dumnezeu să facă din nou animale? Putea. Scopul lui Dumnezeu a fost ca oamenii să fie mântuiți, pentru că Petru vine și vorbește de icoana asta închipuitoare. Dar oamenii nu aveau treabă cu Dumnezeu. Dar oamenii nu-și ridicau privirea sus. Îmi imaginez că în momentul în care au început să urce apa până la glezne sau până la genunchi, deja au început să se uite în sus și să zică, oare nu se mai oprește odată ploaia asta? Până atunci numai pământ, 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 pământ. Blestematul ăsta de pământ, care intră în sufletele oamenilor. Știți care a fost păcatul lui Cain? Îi intra pământul în suflet. Îi intra pământul în inima lui, în suflet. Îi intra banii, i-a intrat averea, i-a intrat bogățiile astea în suflet. Și nu l-au mai lăsat să fie om. Pentru că Hristos Domnul spunea, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni! Unii cred că pot și așa. Așa cred, li se pare. Nu se poate. Cum spune Domnul, așa e. Când Domnul spune că nu se poate, nu se poate. Oricând ne-ați bate noi. Dumnezeu vorbea cu Noe. Și să știți că întotdeauna Dumnezeu ocrotește conceptul ăsta de cap al familiei. Și planul i-l-a spus la Noe. Noe, uite ce plan am. Nu la soția lui, la Noe. Și mă rog ca Dumnezeu să ridice în biserica noastră și în familiile noastre bărbați cu care Dumnezeu să poată să stea de vorbă. Și să-i spună planul lui și bărbații aceștia, oamenii lui Dumnezeu, să poată să vină cu el înaintea întregii biserici și să zică, uite, Dumnezeu mi-a vorbit asta, Dumnezeu va face asta, Dumnezeu va lucra în modul ăsta, Dumnezeu va călăuzi în modul ăsta. Dumnezeu discuta cu noi că totdeauna Dumnezeu ocrotește conceptul ăsta de cap al familiei prin bărbat. Binecuvântat să fie numele Domnului. A fost un om ascultător, deși nu era la modă să fie ascultător, să umbli cu Dumnezeu. A făcut tot ce i-a zis Dumnezeu, deși nu înțelegea, pentru că nu mai făcuse corăbii până atunci. Nu-i curios că Titanicul făcut de atâția ingineri s-a scufundat. Ei care au afirmat când l-au lansat la apă, pe acestea nici măcar Dumnezeu nu-l va putea scufunda. S-a scufundat. Și corabia lui Noe, cu lemn, cu zmoală, cum o știut el să o facă de la Dumnezeu? Rămâne, Domne. Rămâne și salvează și mântuiește. Pentru că nu iscusința lui Noe a fost mare. Înțelepciunea lui Dumnezeu
Ascultarea lui Noe a fost puternică, el nu s-a bătut absolut deloc de la plan, deși nu înțelegea. Știți ce spunea la un moment dat Domnul către ucenici? Ce vă fac eu vouă acum, voi nu pricepeți. Dar dumneavoastră credeți că eu le-am înțeles și dumneavoastră le-ați înțeles toate de la început? Păi și acum sunt o grămadă de lucruri care nu le pricepem. Nu le pricepem. Nu le pricepem. Eu nu pot să pricep, de exemplu, cum vă sta într-o zi în ori cu Domnul. Dacă mă frământ teologic, o să o înțeleg cumva, dar rațiunea asta mea de om nu. Nu pricep, dar cred și ascult și fac. Pricep eu de ce trebuie să spăl picioare, dar ce Petru o priceput? De ce trebuie să fie spălat? Nu, priceput, nu înțeles nimic. Noi credeți că o înțeles? Nu, dar au ascultat. Chiar și atunci când nu înțelegi, ascultă. Ascultă. Dacă el zice că așa trebuie făcut, așa facem. Binecuvântat să fie el, că el niciodată nu dă greș, noi dăm greș. L-au criticat mulți, îs ferm convins, de la prima bârnă pe care o pus-o acolo. Dar el asculta în continuare, el nu s-a bătut niciodată de la planul lui Dumnezeu, nici o secundă. A fost un lucrător care împlina ceea ce predica. Spre deosebire de mulți alții, Noe spune Scriptura că era un propovăduitor al neprihănirii, dar el și lucra și trăia ceea ce spunea. Și ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, oamenii care înainte să vorbească ceva, trăiesc experiențele astea pe propria lor piele. Pentru că sfer convins că înainte să spună Domnul, oricui își cere, dă-i! El arătase ceva ucenicilor înainte. Sfer convins. Pentru că spre deosebire de alți învățători, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune Biblia despre el, despre Mântuitorul nostru, că el făcea și împlinea totul. Din partea lui Dumnezeu. Tot. Prima dată făcea proba practică. A fost perseverent și fără calendar omul acesta. A lucrat 120 de ani la corabie. Deși a început-o la 480 de ani, putea să zică, Doamne, sunt prea bătrân, acum mă chem pe mine. 480 de ani. A lucrat 120 de ani la corabie. 120 de ani. A sfârșit-o la 600 de ani. I-a lungit Dumnezeu anii pentru că a avut un interes Dumnezeu cu el. Lucrarea lui Dumnezeu să fie gata, să se mântuiască sufletele alea și să se mântuiască toți și toate animalele care au intrat acolo, dacă oamenii au ales să nu intre. Cu fiecare dintre noi Dumnezeu are un scop, are un plan pe pământul ăsta, cu fiecare de aici din biserica asta și nu numai. Nu trăim degeaba pe pământ aici. Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi, binecuvântat să fie El. În fiecare dimineață ești obligat să te trezești și să zici, Doamne, iată-mă, sunt aici. Ce mai pot eu să fac pentru Tine și pentru gloria și slava numelui Tău? Vă dau un exemplu mic. Acum două săptămâni, într-o sâmbătă, m-am trezit și am spus exact rugăciunea asta. Doamne, sunt aici. Astăzi e sâmbătă. Trebuie să mă duc la Timișoara, la tata. Ce pot eu să fac pentru slava și gloria numelui Tău în această zi de sâmbătă? Pentru ce mă lași și mi-ai mai dat o sâmbătă să trăiesc? Am plecat. Am plecat cu mașina. Când am trecut hula Turdașului, mă sună Ana. Flavius, este o familie în Orăștie care trebuie să ajungă de urgență în Timișoara la spital. Am făcut o românească. Știți cum e aia o românească? Am trecut între semafoarele de pe hula Turdașului și la mijloc m-am întors înapoi să iau familia asta. În secunda aia am știut că era rugăciunea care am făcut-o eu dimineață. Doamne, ce trebuie să fac eu pentru slava Ta și pentru gloria Ta? În secunda aia Dumnezeu mi-a zis, asta trebuie să faci, te întorci acum înapoi și te duci și iei pe oamenii ăștia de acasă și îi duci la spitalul județean din Timișoara. Dar dacă vrei să faci ceva, Dumnezeu totdeauna îți va da de lucru, să știi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea marele Spurgeon, mai bine să mor obosit decât ruginit. Prea mulți ruginiți suntem, fraților. Este de lucru tot timpul pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Este tot timpul de lucru. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne investească cu putere și să ne ajute să lucrăm pentru slava Lui. Pentru că nu există oameni greu de mântuit, ci frați prea obosiți, prea repede obosim. Și spune Apostolul Pavel, noi nu suntem din aceia care cădem de oboseală. N-avem voie să o facem. N-avem voie să o facem. Împărăteasa din Seba, femeia aceasta, fugitiv mă duc, spune Biblia și Domnul Iisus Hristos spunea că se va ridica și va osândi o generație de oameni. De ce? Pentru că a venit de la 1800 de kilometri, din Iemen,
și au auzit de înțelepciunea lui Solomon, nu de inteligență. E diferență între inteligență și înțelepciune. Inteligența te ajută să ajungi până la gară. Înțelepciunea te ajută să te mântuiești și să-ți mântuiești viața. Și Biblia spune că cine nu are înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu. Facă-ne Dumnezeu pe toți înțelepți. Amin. Era nemulțumită de starea ei. Deși, și vai și amar va fi de noi, când din punct de vedere spiritual o să zicem, noi, eu-s bine acum, dar eu numai, în mine nu mai este loc. Așa de bine sunt eu spiritual. Femeia asta spune Scriptura că era nemulțumită de starea ei, deși avea aur mult, deși avea argint, avea mulți bani, dar nu avea fericirea slujitorilor lui Solomon. Va trebui să ne coborâm tot timpul noi și să spunem, Doamne, dăm sărăcia Duhului, Doamne, și să fiu nemulțumit. De toate lucrurile ai voie să fii mulțumit. De starea ta socială, dar n-ai voie să fii mulțumit niciodată de starea ta spirituală. În mine mai încape pocăință, în dumneavoastră mai încape? Mai este loc în mine, o grămadă de pocăință. Mai este loc în mine. Trebuie să fim nemulțumiți, săraci cu Duhul. Biblia spune, Hristos spunea în fericirile de pe munte, că vor fi binecuvântați și fericiți cei săraci în Duh. Niciodată mulțumiți că suntem de pocăiți, niciodată. În schimb, mulțumiți tot timpul de cum ne îmbrăcăm. Păi dacă ați fi auzit-o aseară pe Gabriela, cine o povesti din Africa, eu sunt un Gigi Becali al orăștiei față de ce au oamenii, ce n-au oamenii în Africa acolo. Incredibil, incredibil, fraților. Dorm pe nisip, pe jos, pe nisip. În iarnă acolo, zice sora Gabriela că scad temperaturile până la -7 grade, umblă cu picioarele goale pe nisip, zici că calcă pe zăpadă. Mănâncă odată la 4-5 zile, au găsit persoane care n-au mai mâncat de 4-5 zile, nimic. Eu pâinea de azi, mâine, parcă mă uit altcumva la ea. Mi-ar trebui una de aia proaspătă. Și tot timpul suntem nemulțumiți, mă. Culmea culmilor. Ar trebui să ne urcăm toți în avion și să mergem să stăm o lună în Africa. Vă spun sigur că vom fi după aceea extraordinar de mulțumiți. Dar până când avem termenele de comparație, ni se pare că-i vai de steaua noastră. Dar nu e așa. Suntem extraordinar de binecuvântați. Mulțumim lui Dumnezeu din toată inima. Slăvit să fie Domnul! Se uita înăuntru ei și nu la alții. Femeia asta se uita înăuntru ei și nu la alții. Așa trebuie să ne uităm tot timpul. Mie îmi pare că ne uităm prea mult la alții. Cât e ăla de nepocăit sau cât e de pocăit, cât e de nepocăit sau cât e de pocăit. Femeia asta se cobora în ea și zicea, eu nu-s bine. S-o suit și 1800 de kilometri, s-o dus să asculte niște cuvinte înțelepte. Nu e Evanghelia, niște cuvinte înțelepte. Mulțumiți-vă cu ce aveți. A fost curioasă, a vrut să cerceteze, fraților. Nu vă lăsați ușor conduși de alții, pentru că mântuirea, să știți că începe și de la curiozitate. La niște ucenici, au venit doi ucenici la Iisus și au zis, Rabi, vrem să știm unde stai, suntem curioși să vedem unde stai. Și Hristos a zis, veniți și vedeți. Din momentul ăla nu s-au mai despărțit de El. Nu s-au mai despărțit de El. Dragilor, va trebui să fim curioși ce se întâmplă cu sufletul nostru, nu ce se întâmplă în lumea asta de afară. Păi adică cum să fii pensionar și să urmărești sute de episoade cu Elodie? Am întâlnit oameni care stăteau până la 3 dimineața curios să vadă ori găsit-o, nu ori găsit-o. Păi asta e problema unui om, oameni buni. Cum adică să fii curios ce se întâmplă pe Facebook, ce se întâmplă în viața mondenă, cotidiană? Noi trebuie să fim curioși ce se întâmplă cu sufletul meu dacă noaptea asta mă duc la Dumnezeu. Eu trebuie să știu asta, să fiu convins de asta. Dumnezeu o va ridica pentru că pe ea n-au chemat-o nimeni la mântuire. Nimeni n-a chemat-o. A ales să meargă singură. Pe noi ne cheamă atâția, mai ales va osândi lumea, împărăteasa din Seba, pentru că a fost și suntem o generație foarte privilegiată. 1800 de kilometri să prindă un adevăr. Nu face mai mulți de 2 kilometri mulți dintre noi să venim până la biserică. Nu facem. Nu facem. De cele mai multe ori în orașele mari am văzut că oamenii își aleg nu biserica în care să simt împlinit spiritual, ci biserica care e mai aproape de ei. Unde ești? În Timișoara. De ce? La care biserică mergi? La aia că e mai aproape de mine. Bun, dar tu în biserica aia crezi spiritual, te zidești, faci progrese spirituale sau alegi numai datorită distanței? Știți cât a mers Hristos, Domnul nostru, până la botez pe jos?
150 de kilometri pe jos să se boteze, la Iordan. 150 de kilometri. Ni se pare un efort prea mare să ne deplasăm până la biserică. Ni se pare un efort prea mare să stăm de multe ori 2 ore și ceva în casa lui Dumnezeu. Și am ajuns la concluzia că Hristos, Domnul nostru, a stat mai mult pe cruce decât stăm noi în biserică astăzi. Și a stat din dragoste pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Am fost într-o misiune la un moment dat, undeva în partea Petroșanului. Și la casa de cultură unde eram acolo, a venit un tânăr 250 de kilometri în scaun cu rotile. 3 săptămâni dădea pe internet anunțuri, nu este cineva care să mă ducă și pe mine la evenimentul ăla de la casa de cultură din Petroșani. 300 de kilometri în scaun cu rotile, să vii să te bucuri 2 ore. Păi, știți ce zicea la un moment dat fratele Codreanu, bătrânul, nu lui cât trăiesc. Handicapat nu e ăla care mere șchiop de un picior. Handicapat e ăla care are picioare bune și nu vine la biserică. Ăla e adevăratul handicapat. Fraților, se va ridica ăla în scaunul cu rotile, 300 de kilometri. Și Dumnezeu spune că va osândi pe mulți. Vine Florin aici și eu l-am găsit în biserică 5 ani, 6 ani înainte, surdomut, nu-i traducea nimeni nimic și venea la biserică. Păi cum să nu-l ridice Dumnezeu pe el să osândească o categorie de oameni, el care nu aude nimic. M-am dus în Hunedoara într-o biserică, m-am pus lângă un om și am văzut la primele 3 cântări că el nu zice nimic. Nu zice nimic. Am văzut că se citește cuvântul lui Dumnezeu, el nu zice niciun cuvânt. Tot m-am frământat eu ce-o fi cu omul ăsta. Nici de cum nu mi-am dat seama că-i surdomut. La un moment dat am zis, bă, nu se poate, mă. Bă, un amin tot îl spui la un moment dat, mă. Sau o strofă de cântare, oricât ai fi de împietrit, mă, tot o fredonezi. Eu am văzut și oameni ortodoși care vin la noi, cântă mai mult ca noi. Am observat asta. Vin în biserică și cântă, ei nu știu că e cântare nouă, veche și așa mai departe. O iau după noi, o iau după ăștia din față. Și la un moment dat Duhul lui Dumnezeu îmi spune, vezi că e surdomut, îi dau cu cotul așa, că era chiar lângă mine, și îi fac așa. Adică e surdomut? Când a văzut el semnul ăsta, fraților? Deci nu mai putut de bucurie. Deci numai au început să se bucure, au făcut, zice, știi semnele pentru traducere, pentru surdomut. Și am zis, da, zice, tu e surdomut, nu, zic eu, s-auzitor. Nu am mai putut de bucurie, de fericire. Și l-am întrebat, dar cum să vii la biserică și să n-auzi nimic, mă? Cum să vii? Știți ce răspuns mi-a dat fratele Florin Ciolea? Bă, tu de ce vii la biserică? L-am întrebat, eu scris, că nu știam să vorbesc cu el. Și el mi-a scris pe un bilet, să știe satana că eu nu sunt al lui. Eu de-aia vin la biserică. Să știe satana că eu nu sunt al lui. Asta e motivația noastră. Noi suntem al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Gata, imediat închei. Bărbații din Ninive. De ce bărbații și nu femeile? Se vor ridica. Pentru că bărbații sunt mai tari de cap. Și s-au pocăit. Femeile sunt mai sensibile, uitați-vă și în Scriptură, mai multe femei mereau după Domnul decât bărbați. Uitați-vă la saluturile care le aduce Apostolul Pavel în Romani, capitolul 16. Mulțumesc lui cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, 3/4 sunt femei. Femeile iubesc mai mult pe Domnul, asta e realitatea. Dar bărbații din Ninive, mai tard de minte, nu să zic altfel, s-au pocăit. Și știți cum s-au pocăit? La cea mai proastă predică care poate au auzit-o vreodată. De la predicatorul care nu iubea absolut deloc. El a scos cuvintele cu cleștele Dumnezeu din gura lui. 40 de zile, nu, ce predică e asta? 40 de zile și Dumnezeu va termina socotelile cu voi. E frumoasă predica asta? Nu, dar e bună. E bună, nu e o predică frumoasă. S-au pocăit, a fost o predică de amenințare, nu o veste bună, a fost una dură. A fost un singur predicator. Noi luăm lista cu predicatori, așa îi condamnam eu la început. Când veneam, când m-am pocăit eu nu m-am uitat, îi măsuram așa din cap până în picioare. A venit odată fratele Mircea Damian aici cu un parpalac de la negru și am zis, bă, na, zic ce, cu la cravat, așa, flutura pe lângă el când m-am întâlnit azi cu el la lucru. Mi-am adus aminte acum, flutura și imediat nepocăitul din mine l-am judecat. Bă, mândru-i ăsta, omul ăsta. Nu știam, venisem de câteva vreme la biserică.
Știți cine s-a pocăit la predica lui? Mama mea, în seara aia. În seara aia, mama mea, a luat decizia să-L urmeze pe Domnul. S-a dus Iona și a predicat o predică scurtă, 40 de zile și cred că în gând zicea, Doamne, dă să nu vă pocăiți să termine Dumnezeu cu voi, că nu iubea deloc. De nini a vrut să meargă la ei. Știți bine toată povestea. Și ce-au făcut ăștia? Nu s-au dezvinovățit, nu au zis, de ce să ne pocăim noi, că de fapt, nu s-au dezvinovățit deloc. Știți care-i durerea mea astăzi? Că am vrea o pocăință fără pocăință. Știți cum e aia? O pocăință fără lacrimi, o pocăință fără cădere înaintea lui Dumnezeu, fără proșternere, o pocăință așa de doi bani, o pocăință care să nu te doară, o pocăință în care să nu lapezi nimic, o pocăință care să nu suferi. Dacă poți să rămâi exact așa cum ai venit din lume, dar să te numești și tu pocăit. Ăștia nu au făcut așa, mă, fraților. De la împărat până cel mai mic, cine viche, tăți s-au încins cu saci și s-au pocăit și au ales o pocăință în sac și în cenușă. Asta e cea mai bună pocăință. Să știți că mai ales în vremea de astăzi, sunt multe feluri în care oamenii se pocăiesc, numai felul biblic parcă e mai ocolit, dar nu mi-am propus să spun asta. Nu au amânat, n-or zis, nu stai că ne pocăim noi luna viitoare, ne pocăim la anul. Atunci pe loc, în momentul ăla, imediat, pentru că pocăința este chemarea cea mai urgentă pe care o face Dumnezeu omului. Acum și astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu mai amâna, o faci pe riscul tău. Ei nu au amânat. Când au auzit mesajul, ce trebuie să facem? Să ne pocăim. Gata, ne pocăim. Au ales o pocăință foarte grea. Foarte grea. Și totuși ar făcut-o. Un singur predicator. Oare câte predici mai trebuie să ascultăm ca să ne pocăim cu adevărat? Câte oare? În încheiere vreau să vă spun doar diferența între Iona și Iisus. Iisus stătea în fața lor, în generația de atunci, stăm și în fața noastră, prin Duhul lui Dumnezeu, în fiecare zi când ne adunăm aici, pentru că afirmația pe care o făcut-o Domnul, fac și eu, astăzi aici este unul mai mare decât Solomon. Este unul mai mare decât Iona, este unul mai mare decât toți. Și ori de câte ori noi venim aici, El este cel mai mare și noi trebuie să ne facem cei mai mici. Binecuvântat să fie numele Lui. Este cel mai mare născut, cel mai mare dintre toți frații. Binecuvântat să fie numele Lui. Le vorbea despre împărăția cerurilor, despre răsplătiri, despre un final glorios. Și totuși cel mai mulți n-au ales să-L asculte. Aș vrea să fim ca ei, ca Noe, ca împărăteasa din Seba și ca bărbații din Ninive. Pentru că în ziua aceea, Dumnezeu să ne cheme și să ne pună să osândim generația în care am trăit. În generația voastră a trăit sora Maria Moldovan, a trăit fratele Mitică, cu vecinii voștri de pe scară. Și acolo să spună, ai văzut-o cum a trăit? Când tu spuneai că ție ți-e imposibil, ea zicea să poate. Tu când dormeai acasă, ea se ducea la biserică, el se ducea la biserică. Când tu țineai buzunarul închis, el și l-a deschis. A făcut și el o căsuță în Africa, a făcut și el ceva. El nu a zis niciodată că nu se poate. Ea nu a zis niciodată că e imposibil. Ăștia sunt oamenii pe care mă rog din toată inima Dumnezeu să ne facă. Amin.